O să începem așa cu niște date statistice legate de, cum vă spuneam, de primul hot topic, de topicul de securitate. Date statistice care, din surse verificate, companii de consultanță și market research, și din aceste date vedem, vă putem prezenta un trend, pe de o parte îngrijorător, da, al atacurilor ransomware, dar pe de altă parte poate fi și o oportunitate. Conform acestor trenduri, mai mult de 50% din respondenții din mediul IT, din companiile respective, au confirmat că au avut atacuri de tip ransomware și foarte mulți dintre ei au și răspuns la aceste atacuri plătind anumite fee-uri. Și costurile acestor interacțiuni cresc exponențial, conform acestor date. În 2017, de exemplu, la nivel global, companiile plăteau aproximativ 5 miliarde de dolari daună din perspectiva acestor atacuri și se prevede că până în 2031 vor sări de mai mult de 260 de miliarde, ceea ce este foarte îngrijorător. Lucrul ăsta, o să vedeți în slide-urile următoare, a atras către vendorii de infrastructură anumite modificări în echipamentele lor. Nu știu exact ce a presupus. Eu cred că acest damage care apare aici este vorba de costurile totale ale unui atac. Probabil și cât i-au costat să repună datele. Na, da. Na. Nu cred că este fiul respectiv al atacatorului. Da. Un alt hot topic este, cum vă spuneam, subiectul acesta Artificial Intelligence. În Artificial Intelligence sunt mai multe trenduri în momentul de față. Tot așa, conform unor studii ale unor companii de consultanță de piață, se observă că, de exemplu, pentru sectorul public ar fi cel mai potrivit această soluție de Artificial Intelligence și acolo este cea mai adoptată. Uitându-ne la piața din România, nu știu dacă și în cazul nostru în România este la fel, poate exceptându-l pe asistentul virtual Ion, sau nu mai știu cum îl chema, pe cel de la guvern. În rest, ca și, să spunem, cetățean al României, nu văd prea mult în zona aceasta de Artificial Intelligence. Poate unele servicii au implementat niște chatbots, dar mai mult de atât, cel puțin că la nivelul utilizatorului, nu cred. Și atunci tragem concluzia că aici este un spațiu enorm de mare de crescut, pentru că acesta este trendul global. Și dacă trendul global este așa, se va întâmpla la un moment dat și la noi în țară. Și depășind sectorul public și celelalte sectoare din industrie au preocupări în acest sens și graficul acesta poate fi interpretat și ca o oportunitate, pentru că există industrii cum sunt educația, retail-ul, utilitățile, unde este foarte mult loc de crescut. Adopția la nivel global în aceste industrie este încă foarte mică. Asta înseamnă că există foarte mult loc de crescut pentru soluțiile de Artificial Intelligence. Și pentru a răspunde acestui trend, o să vedeți că avem un portofoliu de niște echipamente noi, foarte sexy, cu multe GPU-uri, cu multe tehnologii noi, despre care v-a amintit și Gabi puțin mai devreme. Și o să trecem puțin și prin ele mai târziu. Iar ultimul subiect, ultima poveste, o poveste despre sustenabilitate. Sustenabilitate este ceva ceea ce ne dorim cu toții, da? Să avem mai puțin consum de energie electrică, să avem mai puțin impact asupra mediului și să avem costuri operaționale mai mici. Dell aici, în zona asta, deși pare așa o poveste frumoasă, Dell aici, în zona asta, chiar face niște eforturi și o să vă povestim despre niște programe specializate pe zona aceasta de sustenabilitate. Noua generație de servere, care s-a lansat acum câteva luni, sunt oarecum împărțite cam în aceleași categorii, însă are o nouă aliniere în portofoliu Dell, o aliniere care ține mai mult de utilizarea lor și nu neapărat cum exista până acum de form factor, de procesor, de tipul de carcasă sau alte caracteristici de genul acesta. Practic avem un portofoliu core, unde sunt serverele, să spunem, tradiționale, cele racabile,
Și în portofoliul Core sunt o grămadă de echipamente modulare, echipamente racabile, echipamente cu un procesor, două, patru. După care avem acest portofoliu nou, focusat pe zona de Artificial Intelligence și Machine Learning, un portofoliu Edge, pentru că mai este un segment în plină expansiune în momentul de față. Odată cu dezvoltarea infrastructurilor hibride, care sunt on-premise și în cloud, a apărut o nevoie foarte mare de procesare mai mare în zona Edge. Edge însemnând undeva marginea rețelei, utilizatorul final. Și special pentru acest tip de aplicații, Dell a scos o familie de produs. Și de asemenea o nouă familie de produs în zona cloud providerilor și service providerilor. Care sunt tehnologiile? Și probabil cred că nu este nimic nou, așa cum ne-am învățat de la versiunile anterioare și generațiile anterioare de servere și echipamente. Practic, au fost introduse noile procesoare Intel și AMD, cele de ultimă generație, care au fost lansate de acești producători pe parcursul anului trecut, la finalul anului trecut și începutul anului acesta. S-a trecut la o tehnologie nouă de memorie, tot așa, generația 5-a. Până acum, pe toate echipamentele server aveam generațiile DDR3 și DDR4. De acum înainte, pe noile servere, trecem la noua tehnologie DDR5, care vine cu capabilități mult mai bune. Așa cum poate v-ați obișnuit până acum, toate lucrurile se dublează, da? Capacități, bandwidth, tot ce are acea memorie. Acest lucru s-a întâmplat și cu generația 5-a, deci o să vedem probabil în configurații, dacă până acum vedeam cele mai mari memorii undeva pe la 128 de giga, probabil o să vedem 256 și poate în scurt timp 512 pe un card, ca și memorii maximale. Iar throughput-ul, evident, s-a dublat. O nouă tehnologie care ține pasul cu celelalte în noile servere este magistrala PCI Express de generația 5, unde și aici au fost debate-uri foarte multe din punct de vedere al designului de produs. În final, cred că Dell este printre puținii vendori care deja au implementat PCI generația 5, care de fapt dublează capabilitățile de transport de date ale generației 4. Și o altă tehnologie tot așa disponibilă în industrie este noul form factor la NVMe-uri. Practic, NVMe-urile, SSD-urile, așa cum le cunoaștem noi, vor fi mult mai mici și vor încăpea mai multe în același șasiu. Practic, se mărește foarte mult capacitatea de stocare pe un mediu de stocare extrem de rapid. În interiorul serverului, alte tehnologii noi, în generația 16, tehnologii hardware în general, vorbim de tehnologii hardware în momentul ăsta, vorbim de controlul RAID PERC 12, generația 12. Acest controller rezolvă o problemă care mulți ani de zile nu a fost rezolvată. Pentru mediile de stocare NVMe, care folosesc magistrale de date PCI, majoritatea controllerelor, care sunt cu interfață SAS, nu puteau gestiona un RAID din aceste memorii. Practic, utilizatorii și primii utilizatori și ulterior, memoriile acestea NVMe erau considerate ca o memorie locală, da? Pe PCI nu aveau o protecție, un RAID 1 sau un RAID 5 sau un RAID 6. În momentul de față, aceste memorii sunt suportate în controlul PERC 12 și pentru noi e un mare avantaj, pentru că putem oferi protecția datelor și pe medii de stocare NVMe. O altă chestiune, partea aceasta de controller de boot pentru sistemul de operare e o chestiune, să spunem, mai veche, dar care a ajuns din nou la o generație îmbunătățită. Până de curând, înainte să apară UEFI BIOS, dacă vă este cunoscut, toate butările, să spunem, erau în general localizate pe o partiție, pe discurile interne, unde se țin și datele pe același controller. În interiorul serverului nu exista un device dedicat care să aibă un RAID dedicat cu niște discuri dedicate pentru așa ceva. Îl făceam noi din configurație. Cei mai mulți dintre dumneavoastră selectează, nu știu, două discuri pentru sistemul de operare și încă patru discuri sau capacitate din sistem de stocare pentru date. În momentul de față, cu apariția acestui controller, practic se delimitează partea aceasta de boot
se delimitează de discurile de date și făcând această delimitare de punct de vedere hardware, sunt foarte multe funcționalități care se pot întâmpla acolo pe aceste bus carduri. Printre aceste funcționalități se află și acest UEFI BIOS care poate fi programat astfel încât boot-ul acelui sistem să fie protejat de anumite intervenții. Data Processing Unit, îmbunătățiri la System Management. Am o întrebare pentru primul powerbank. La câta generație de servere Dell am ajuns? Cine a zis primul? Setate pentru aplicații din zona Artificial Intelligence. Există și două variante cu 4 GPU-uri. O chestiune pe care n-am menționat-o este faptul că aceste servere pot fi echipate cu răcire pe lichid. Liquid cooling este, din nou, un hot topic în industrie. 90%, poate 99% dintre utilizatori nu au asemenea infrastructură în data room-uri, în centrele de date, însă este ceva de viitor, este adoptată din ce în ce mai mult în centrele mari de date. În cadrul serverelor Dell, acest tip de răcire este din ce în ce mai prezentă, din ce în ce mai adoptată. Noile procesoare care depășesc 44 de core-uri necesită răcire pe lichid. Vă spuneam mai devreme că au fost introduse noile procesoare de la Intel și AMD. Aceste noi procesoare ajung în valorile lor maximale și la 60 de core-uri per procesor. Astfel de procesoare de 60 de core-uri per procesor folosesc foarte multă energie electrică, se încing foarte mult și răcirea cu aer, indiferent de cât de mare este carcasa serverului, nu mai este eficientă. Și în acel caz, singura modalitate de a implementa o soluție din aceasta cu procesoare cu multe core-uri, peste 44 de core-uri, este varianta cu răcire cu lichid. Dar pentru asta trebuie ca și data room-ul să aibă un compresor, o instalație pentru a realiza răcirea cu lichid. Din, să spunem, use case-urile pe care le putem cunoaște noi în Dell, aplicațiile acestea de artificial intelligence sunt folosite cu succes în mai multe tipuri de industrii. Și sunt diferite use case-uri pe care am vrut așa să le vedeți, nu o să stau să le citesc pe fiecare, dar o să iau așa aleator câteva lucruri. De exemplu, în sectorul medical, da, în healthcare, genul acesta de echipamente se pot folosi împreună cu aplicații în zona de predictive health, de medicină predictivă, de interacțiune a medicamentelor și aici chiar și avem proiecte implementate și spre bucuria noastră unul este chiar în România, unde avem un beneficiar care face teste chimice cu niște mașini specializate pe anumite medicamente și de acolo rezultă niște date. Acele date sunt interpretate pe niște servere cu multe GPU-uri printr-un soft de machine learning care creează niște modele. Din acele modele, chimiștii care se ocupă cu medicamentele pot deduce interacțiunile dintre anumite medicamente. Astfel că să nu mai auzim, n-ai voie să bei alcool când iei aspirină sau lucruri de genul ăsta. Deci lucrurile se pot demonstra științific că și se lucrează la lucrul ăsta, la interacțiunea între diferite substanțe chimice din medicamente. În domeniul financiar, în general în zona de prevenție a fraudelor, și când vorbim de prevenție a fraudelor, nu ne gândim doar la, nu știu, fraudele bancare, da? Fraude în domeniul financiar pot fi de orice tip, adică chiar și în interiorul instituțiilor bancare sau de asigurări, cum s-a văzut și pe filme pe Netflix, se pot face foarte multe fraude. Posibilitatea de a crea modele electronice ale diferitelor interacțiuni pe conturi, monede, modalități, modelarea comportamentului anumitor piețe financiare. Prin acest lucru se pot dezvolta aplicații în zona aceasta și aici este, să spunem, cea mai mare utilizare în zona financiară. Știu că în sală poate avem foarte mulți beneficiari din zona
de industrie, din zona manufacturing și din public sector. În zona manufacturing, de exemplu, un use case foarte întâlnit este demand forecasting. Asta înseamnă cum se pot forecasta mai bine aprovizionarea cu componente pentru realizarea unui produs finit. Și noi avem implementat asta la Dell prin niște sisteme specializate. De la momentul când se face o ofertă pentru un anumit echipament sau pentru mai multe echipamente, există sisteme care în spate modelează acest flux de lucru până la comanda către furnizorul unei componente. Toate lucrurile acestea pot fi automatizate. Deci în zona de manufacturing, una dintre să spunem, cele mai utilizate aplicații este aceasta de a face un demand forecasting foarte exact. În sectorul public, cele mai cunoscute la noi în România, probabil cum v-ați dat seama, camerele de luat vedere de prin orașe, camerele de studiere a traficului, acestea sunt ce avem noi pe aici. În alte țări există soluții mai avansate, dar deocamdată cele mai utilizate analiza datelor video. Analiza datelor video, în general, pe camere de trafic sau pe camere de supraveghere publică. Și avem și aici proiecte interesante care includ date de ordinul petabyte-ilor. Dell a dezvoltat niște centre de excelență pentru zona aceasta, centre de excelență în zona de Artificial Intelligence și HPC, distribuite pe tot globul. Dacă există beneficiari care au proiecte în acest sens și vor să vadă, să viziteze un centru de excelență, noi putem merge cu beneficiarul respectiv în acel centru de excelență și putem vedea ce a fost testat acolo la nivel de echipamente, aplicații, conectivitate, în situația în care avem un proiect, să spunem, care necesită niște lucruri mai concrete sau niște teste. Cam asta a fost cu Artificial Intelligence și noua gamă de servere. Și vreau să vorbim în continuare despre ceva ce se numește Zero Trust. Este celălalt hot topic despre care vă spuneam, cel de securitate. Dell are o abordare care se numește Zero Trust. Această abordare, în momentul de față, este ceva deschis în industrie, nu este inventată de către Dell. Și o să vedeți din ce în ce mai mulți vendori care aderă la această practică de Zero Trust. Poate ați văzut, există anumiți vendori de infrastructură care, de exemplu, nu sunt acceptați în sectorul public sau în infrastructurile de apărare națională sau în infrastructurile critice. Acei vendori nu sunt acceptați, nu așa cum se aude în popor că sunt dintr-o anumită țară sau din altă țară. Acei vendori nu sunt acceptați pentru că nu aderă la niște framework-uri de securitate, cum este acest framework Zero Trust și mai sunt și alte framework-uri. Și cred că e timpul pentru a doua întrebare. Cum se numește abordarea Dell în domeniul securității de infrastructură? Astăzi sunt pus pe întrebări grele. Zero Trust este o abordare, un framework, care ia în considerare mai multe componente. Componente care țin de device, adică de hardware-ul acelui produs, componente care țin de utilizator, de cel care utilizează device-ul, și de alte chestiuni. De exemplu, aici scrie automation and orchestration. Asta este, de fapt, managementul. Visibility and analytics. Este, de fapt, monitorizarea acelui server. Da? Și alte lucruri, datele care sunt pe echipamentul respectiv. În domeniul acesta Zero Trust... Este companiile care nu sunt acceptate. Nu spuneți că Huawei nu a fost acceptat, că nu avea aceste tehnologii în spate. Eu nu am rostit niciun vendor. Nu știu. Eu sunt de la Dell. Ok. Aveți un power bank pentru această observație. Mulțumim. Deci cine mai dorește să critique ceea ce spun? Da.
Ce vreau eu să vă zic despre acest Zero Trust este că este un framework care ia în considerare nu doar echipamentele, nu doar componentele hardware și software și datele de perspectivele echipamente, ci și procesele prin care, procesul prin care aceste echipamente se comandă, se produc, se livrează, tot ce înseamnă zona aceasta de logistică, zona de instalare, zona de mentenanță, adică inclusiv în zona de instalare și de mentenanță a unui echipament, pot interveni breșe de securitate. Da? Dacă cineva nu instalează după anumite reguli, să spunem, conform acestor standarde de echipamentul respectiv, pot apărea anumite ferestre unde un atacator poate instala ceva pe acel server sau poate face o intervenție. Și la fel în zona de retragere și de refolosire a echipamentelor. Foarte multe echipamente sunt retrase printr-o ștergere așa superficială, să spunem, a harddiscurilor, date care ulterior se pot recupera, se pot pune în alte sisteme. Aici, în zona aceasta de retragere și de recuperare, din nou, există niște framework-uri, există niște lucruri care pot fi definite concret. Da. Da, reprezintă. Și mulți ani de zile, în general, utilizatorii au avut rețineri în a adopta o astfel de soluție din cauza acestor riscuri. Pentru că se considera că e foarte greu dacă apare de exemplu, o fisură, da, într-o conductă din aceea care conduce lichidul de răcire, lichidul de răcire se poate deversa în sistem, poate să facă o stricăciune acolo pe placa de bază, da, poate să ardă sistemul. În momentul de față, cum vă spuneam, lucrurile acestea au ajuns la un nivel destul de înalt tehnologic. Lucrurile sunt testate și mega testate. Există standarde în acest domeniu. Standardul acesta pe răcire cu apă nu este un lucru pe care să-l facem noi în data center după cum vrem noi. Da? Luăm un compresor, niște țevi de cupru și băgăm niște apă rece pe acolo. Sunt echipamente dedicate, făcute de furnizori, să spunem, consacrați, cum sunt Schneider, Emerson. Sunt echipamente care respectă standarde în materie de tehnologie, standarde în materie de protecția datelor, de standarde europene chiar. Sunt foarte multe lucruri pe care aceste sisteme, până când se intre în producție, ele trebuie să le valideze. După care ajung un produs și în momentul de față, da. Cum? Nu. Este o soluție. Nu e apă normală. Da, este o soluție. O antigel, da. Se va. Da. Și care este consumul? Da. Mai mult de 400%. Să vă explic de ce. Care este consumul de curent comparativ cu un sistem de răcire? Îi răspund domnului și revin. În materie de GPU-uri avem, cred că oricum depășesc timpul deja, nu știu dacă, da? În materie de GPU-uri există, să spunem, două tehnologii de comunicație între aceste GPU-uri. Comunicația prin PCI Express și comunicația prin NVLink. Asta dacă vorbim de Nvidia. Există și alți vendori AMD care au propriile lor comunicații, dar dacă ne rezumăm la Nvidia, de exemplu, dacă avem niște GPU-uri care comunică prin PCI Express, adăugând un GPU, practic multiplicăm cu 2 puterea primului GPU. Și sunt servere care suportă, nu știu, 4 GPU-uri sau chiar și mai multe, 6 GPU-uri în acelea single wire, multitele, cu puțină memorie. Acolo vorbim despre o multiplicare matematică a puterii de calcul. Când ne referim la NVLink, fiecare cerere care este transmisă de către aplicație, ea este localizată către o, să spunem, o partiție de procesare. Acea partiție de procesare, când ajunge să nu mai livreze în parametrii care sunt setați, accesează altă partiție de procesare din alt GPU. Aceste GPU-uri sunt legate printr-o tehnologie care se numește NVLink și care permite ca toate aceste GPU-uri să ruleze ca unul singur. Ele sunt 4 device-uri separate. Da. Da. Da, și dimensiunea e mai mare. Da. Da. Am mai văzut o mână la un băiețel și chiar vreau să răspund dacă ai ceva de întrebat.
N-am înțeles întrebarea, dar e un power bank. A, un produs, dacă este adevărat sau nu. Dacă ne ferim la servere, că aici vorbeam, imediat îți arăt un slide, dar până atunci vin o să-ți iei powerbank-ul și îți răspund la întrebare imediat. Un răspuns la întrebarea ta poate fi această funcționalitate din framework-ul Zero Trust. Această funcționalitate este în felul următor. Vezi că aici avem un proces de la comandă, da, până la ceva ce se numește validare. Practic, un client, când plasează o comandă pentru un server, el are în spate o configurație, un bill of materials. Acea configurație care conține componentele respective reprezintă comanda lui care merge la fabrica Dell. La fabrica Dell, figurat aici, așa, componentele sistemului sunt asamblate, sunt comandate la furnizor, dacă nu sunt în fabrică, da? Sunt asamblate, făcut un sistem integrat din ele, un sistem care se poate numi server, sistem de stocare sau chiar o soluție mai amplă. Și această platformă primește ceva ce se numește un certificat. Acel certificat este stocat în interiorul unui software din sistem, un software care se numește BIOS, și acolo, în certificatul respectiv, există toată configurația care a fost comandată la fabrică cu componentele originale. Fiecare componentă are un identificator, un număr, un serial number, ceva. Acest certificat se livrează odată cu sistemul, merge la magazin sau la integratorul care vinde sistemul, este transportat și ajunge în data room-ul clientului. În data room-ul clientului, clientul poate verifica acel certificat să vadă dacă este sistemul autentic sau nu, sau și dacă sistemul a fost deschis. Dacă cineva a umblat în el, i-a scos o componentă și a înlocuit-o cu alta, m-am făcut înțeles? Da? Ok. Mă bucur. Da. Da. De asta, ăsta este motivul pentru care acest framework, vă spuneam în slide-urile anterioare, ia în considerare și procesul de dezvoltare și design al produsului, da? Și procesul de manufacturare, da? și livrare, și procesul de implementare și procesul. Fiecare dintre aceste procese, care se referă la life cycle-ul produsului, are anumite proceduri, să spunem. De exemplu, la design and develop, aici, în faza de design a produsului, există ceva ce se numește Security Development Lifecycle, care este un set de reguli de la care nu se abat cei din fabrică sau, nu știu, product developer respectivi. Acum nu vorbim despre oameni rău intenționați, pentru că și pentru alea există controle interne, dar nu tehnologice. Da? Alea sunt altfel de controle. Da? Vine, nu știu, controlul calității, vine, nu știu, alte forme de controle, dar nu e ceva tehnologic. Dar din punct de vedere tehnologic, toate se referă aici, în procesul respectiv, există controle care fac parte din acest framework al Zero Trust. Da, mai aveam aici un domn, mă scuzați că am întârziat. Consumul de curent e mare. De răcire, e foarte mare. E mai mare decât la sistemul. Este mai mare, da. Da. Procesoarele, în primul rând, consumă foarte mult. De asta este și nevoie de o răcire suplimentară pe lichid, pentru că ele funcționând cu un număr foarte mare de coreuri și acelea disipă o căldură foarte mare, cum vă spuneam, răcirea prin aer nu mai este eficientă și atunci este răcirea pe apă. Dar răcirea pe apă, ca să poată să fie apa aceea mișcată prin interiorul sistemelor, da? Necesită ca un compresor sau o altă modalitate de a mișca apa respectivă să fie alimentat, ceea ce e un plus de energie consumat. Da? Față de un... Ventilatoarele, da, da. Și mai e o chestiune. Asta este ceva care vine on top la răcirea pe aer. În general, data room-urile care implementează o soluție de răcire pe lichid, acea răcire pe lichid este suplimentară răcirii clasice. Pentru că data room-urile respective nu au doar echipamente cu răcire pe lichid. Au marea majoritate
echipamente de curățire pe aer clasice și poate pentru unele sisteme au făcut trecerea la această tehnologie pentru că aveau nevoie de mai multă performanță. Și atunci am implementat asta. Dar data center respectiv are și răcirea tradițională. Deci când tragi linie la final, sigur consumă mai mult. Nu am, dar dacă îmi lăsați o carte de vizită, putem să caut. Nu am niște numere așa. Da. Este. Este. Va vorbi puțin colega mea. Da. Da. Nu știu cât timp mai avem. Ok. Da. Mai sunt funcționalități, nu o să mai intru acum în toate. Mai avem și un power bank pe care o să-i las privilegiul lui Gabi să-l ofere. Nu mai fac eu nicio ofertă. Printre aceste funcționalități sunt Chases Intrusion Detection. Asta este o funcționalitate prin care sistemul, chiar dacă este oprit și chiar dacă nu este alimentat, este echipat cu o tehnologie care demonstrează că cineva a umblat în sistem. Din nou, o modalitate de precauție a intervenției neautorizate către sistemul respectiv. Da, este mai vechi, dar a fost, la început a fost ceva rudimentar, era un bezel cu cheie, care există și în ziua de azi. Acum a ajuns la ceva bazat pe senzori, bazat pe niște loguri în iDRAC, în controllerul de management, e mult mai evoluat. Se poate vedea de pe telefon, dacă a umblat cineva în el, nu mai trebuie să te duci la echipament. Vă spuneam de acel controller pentru boot, care suportă UEFI Secure Boot și aici se pot face diferite customizări, de la a lăsa boot-ul sistemului așa cum este el, clasic, până a pune diferite politici mai dure sau mai puțin dure de securitate. Ok. Nu mai intru în toate acestea. Sunt funcționalități foarte multe. Și ajung la acest slide, care mi se pare interesant, după care o să o las pe Gabi să continue cu ce ați solicitat. Există aici o funcționalitate nouă. De fapt, nu este o nouă, este o funcționalitate care nu exista în controllerul RAID de pe server. Criptarea datelor pe hard disk până la acest model și evident se poate implementa și acum, se putea implementa prin soluții externe serverului. Că aveam un management de chei de criptare, un software care gestiona acele chei de criptare și criptam datele pe hard disk în interiorul serverului. În momentul de față, prin niște funcționalități care sunt aduse în controllerul RAID, în ultima versiune de controller RAID, se poate face managementul cheilor de criptare la nivelul mașinii, la nivelul controllerului RAID. Acolo se poate gestiona tot acest lucru cu un impact mult, mult mai mic în performanță. Dacă până de curând criptarea se făcea prin intermediul sistemului de operare printr-o soluție externă și avea impact în performanță, în momentul de față această criptare fiind localizată din punct de vedere hardware în chipsetul controllerului RAID, el a fost gândit în așa fel încât să nu aibă impact de performanță atunci când se criptează discurile respective. Și e din nou o funcționalitate interesantă. Gabi, ai cuvântul. Mulțumesc frumos! Mulțumim tuturor, pe de altă parte, pentru că implicându-vă în acest slot ne ajută și pe noi să înțelegem, pe de altă parte, și care sunt provocările de care vă puteți lovi. Pentru că sustenabilitatea devine din ce în ce un subiect mai important. Sunt trei arii către care noi ne-am îndreptat atenția și am încercat să dezvoltăm și să fim cât mai, să acoperim cât mai multe din provocările pe care le avem. În sistemele noi avem în momentul de față îmbinate tehnologii, software-uri, aplicații care au mai mulți senzori, cel puțin pe zona pe zona termică, au mai mulți senzori pe server, senzori care ne ajută să înțelegem unde sau ajută cumva sistemul să înțeleagă unde trebuie să optimizeze și cum. Am făcut în așa fel încât pe generația nouă poziționarea pe șasiu este diferită,
vorbim de componente în general, astfel încât aerul să poate să circule în alt fel decât a fost până acum, dat fiind că toată tehnologia pe care o, mă scuzați, toată tehnologia pe care o vedem în momentul de față este destul de mare consumatoare de resurse. Și atunci, ca să evităm supraîncălzirea, ca să evităm tot felul de accidente neplăcute și să avem un server care să performeze în momentul în care îl folosim, trebuie să avem și partea aceasta foarte bine pusă la punct. Evident că sunt mai multe tehnologii de răcire, de aceea, în ceea ce privește echipamentele noastre, avem răcire pe aer, o răcire combinată între aer și partea cealaltă de cooling, și sunt, adică liquid cooling, și sunt multe tehnologii care se pot îmbina. Dar în funcție foarte mult de ceea ce punem în data center-ul respectiv, ce mașini, ce configurații și cum vrem să le folosim. În altă ordine de idei, și partea de ventilare, pentru că s-a discutat mai devreme, este astfel optimizată, astfel încât prin aerul care circulă și răcește componentele și ventilatoarele să-și ajusteze puțin viteza. În partea de energie, prin Open Manage, deși nu am discutat foarte pe larg de acest subiect, avem un software pe care îl putem folosi foarte eficient în a dimensiona și în a jongla puțin felul în care echipamentele vor funcționa. Ca, de exemplu, seara, când nu sunt prea multe procese, nu sunt prea multe date de procesat, rapoarte de făcut și așa mai departe, atunci consumul de energie poate fi ajustat și capacitatea de rulare a serverului și ajustată la nevoile pe care le avem în momentul respectiv. O altă parte este felul în care gestionăm infrastructura, pentru că prin Open Manage putem să gestionăm infrastructura pe generația curentă, dar și pe generațiile anterioare. Deci totul sub o singură umbrelă, astfel încât să nu mai fie nevoie să avem mai multe console, să monitorizăm diferit lucruri. Prin Open Manage, pe de altă parte, apropo și de zona de sustenabilitate, putem să scoatem diverse rapoarte, să înțelegem cum merge infrastructura noastră, cam care sunt workload-urile la care este supusă și să vedem cum putem să eficientizăm felul în care rulăm mai mult pe un server, rulăm mai puțin pe un server sau pe alte echipamente. De aceea ne gândim sau este foarte important să înțelegem infrastructura ca un tot, nu neapărat ca o chestie punctuală legată de energie, performanță și așa mai departe, inteligență. Și din perspectiva aceasta, pe partea de mediu, e foarte important pentru noi să optimizăm consumul pe care avem în data center, să avem tehnologiile bine puse la punct, astfel încât să data center-ul să funcționeze la parametri înalți, dar pe de altă parte să mergem și în zona de eficiență, pentru că există niște costuri, există costuri operaționale, costuri de energie și așa mai departe, și ne dorim ca toate la un loc să se încadreze în anumiți parametri. Și pentru că vorbeam, și nu știu dacă avem aici, pentru că vorbeam de felul în care ne gândim și felul în care avem grijă de mediu, avem și noi obiectivele noastre proprii. În momentul de față sunt foarte multe echipamente pentru care folosim materiale reciclabile și din această perspectivă lucrurile vor continua și se vor îmbunătăți. Există anumite certificate de mediu pe care le putem furniza în cazul în care chiar este nevoie de acest lucru. Vă rog. Uh,
În momentul de față nu știu exact cum funcționează, cel puțin pe partea de laptopuri, unde este probabil o mai mare viteză de... Însă dacă îmi dați datele dumneavoastră, revin cu detalii pe zona aceasta. O să vă răspund eu parțial la treaba asta. Bănuiesc că vă interesează ceva de genul buyback sau trade-in, nu? Ceva de genul ăsta. Da, am înțeles bine, da? Există programe de buyback și trade-in. Noi facem parte cumva, adică eu și Gabi, să aveți un account manager dedicat sau puteți apela la echipa noastră de vânzări prin channel care vă stă la dispoziție, dacă vreți. Puteți să treceți pe la stand dacă vreți să aprofundați discuția cu unul dintre colegi. Vă rog.